În urma unui ordin al Ministrului Sănătății, inspectorii Direcției de Sănătate Publică Olt au demarat controle ample la Serviciul Județean de Ambulanță și substațiile acestuia, Serviciul Privat de Ambulanță, dar și la trei operatori care desfășoară transport nemedicalizat pentru pacienți. Începând de astăzi până săptămâna viitoare, inspectorii din cadrul Inspecției DSP Olt vor verifica toată activitatea Serviciului Județean de Ambulanță și a operatorilor privați. Lipsa aparaturii necesare sau nerespectarea procedurilor medicale vor atrage sancțiuni dure, spune directorul DSP Olt. De la dotarea fiecărei ambulanțe, de la respectarea normativelor în baza cărora au luat autorizații de a-și desfășura activitatea, până la procedurile medicale și administrative pe care sunt obligați să le desfășoare. Astfel de controle nu au mai fost făcute în județul Olt în ultima perioadă. Verificările au loc până la finalul acestei luni.